În contextul în care tot mai mulți oameni sunt speriați să meargă pentru a dona sânge, 22 de polițiști din cadrul IPJ Mehedinți au mers la centrul de transfuzie sanguină pentru a dona sânge în cadrul campaniei. Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. Sângele funcționează ca un sistem eficient de transport și distribuție a oxigenului și a hranei de care au nevoie celulele. Dacă am putea urmări parcursul unei picături de sânge, am vedea că trece prin inimă de mai mult de 1000 de ori pe zi. În această dimineață, la centrul de transfuzie sanguină din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, 22 de polițiști din cadrul IPJ Mehedinți au mers să doneze sânge. Deci, din dorința de a veni în sprijinul comunității, împreună cu lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Straia și a IPJ Mehedinți, am dorit să facem un gest de a dona sânge pentru toate persoanele aflate în dificultate în această perioadă. Facem un apel la toate persoanele eligibile din punct de vedere medical să doneze sânge și să nu lase acest gest să fie indiferent, întrucât o oră din viața noastră poate salva o viață. Mi se pare un gest foarte frumos, este foarte bine să ajutăm oamenii și trebuie număr cât mai mare să venim să donăm sânge. Acesta este un apel asupra tuturor oamenilor. Trebuie cu toții să donăm sânge, trebuie să ajutăm oameni și gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care în această perioadă au nevoie de noi și vă rugăm frumos, haide să ne adunăm un număr cât mai mare și să-i ajutăm. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți susține campania de donare voluntară de sânge pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. 22 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au donat astăzi sânge, dorind să sprijine Centrul de Transfuzie Sanguină din Mehedinți în efortul de refacere a rezervei de sânge a județului nostru. Având în vedere campania Ministerului Afacerilor Interne pentru ca alții să trăiască donează plasmă, în această dimineață, 22 de polițiști din cadrul IPJ Mehedinți s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Mehedinți pentru a dona sânge din timpul liber sau din timpul serviciului, în uniformă sau în civil, în efortul refacerii rezervei de sânge. Speriați de această situație, dar și de restricții, oamenii au venit din ce în ce mai rar la centrul de transfuzie sanguină din municipiul nostru, iar sprijinul polițiștilor este mai mult decât unul îmbucurător. Chiar dacă este pandemie și anumite operații au fost sistate, accidentele rutiere sunt din ce în ce mai dese. Este binevenită această acțiune, dat fiind faptul că în ultimele două săptămâni a scăzut mult numărul de donatori, fiind situația specială a municipiului nostru și a județului, astfel că stocul de sânge scăzuse foarte mult, mai ales pe sângele de grup AB, RH pozitiv și RH negativ. Cu această ocazie o să refacem stocul și cred eu că toată săptămâna vom avea asigurat sângele necesar pacienților care au nevoie. Polițiștii care susțin acest proiect consideră că printr-un efort minim, dar cu efecte pozitive asupra organismului donatorului, putem ajuta pe cineva care are nevoie vitală de sânge.